Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sighetul de azi. Un subiect care pare că nu se mai termină, îl dezbatem deja cel puțin de vreo 3 ani de zile de când există TV Sighet și de vreo 4 ani de când existăm ca și trust de presă, cel al câinilor comunitari. Acest subiect care suscită de fiecare dată diverse tabere, de o parte și de alta, iar dacă încerci să rămâi neutru, sigur, nu prea reușești. Vorbim despre acest subiect în cadrul emisiunii Sighetul de azi cu invitații mei, Iosif Cernă, Toni de la Clubul Prietenilor. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc de invitație! Anișoara Mihali, consilier local, bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Și domnul Mihail Podașcu, reprezentant al societății civile în această seară, bună seara! Bună seara! În primul rând, aș vrea să încep cu subiectul de la care am pornit, să zic, zile trecute, și anume campania de sterilizare pe care asociația dumneavoastră, împreună, sigur, cu asociație din străinătate, au demarat-o. Și am să propun regiei să pregătească și știrea, vom vedea minutele următoare, dar în primul rând v-aș întreba cum ați reușit să accesați totuși acești bani pentru sterilizarea câinilor. Acești bani a fost accesați datorită Andreei Micrean, colega noastră de la Prietenii Animalelor Sighet. Dânsa a contactat fundația Dinas Arc și după ce am depus un proiect, ei au fost dispuși să ne sponsorizeze cu o sumă, evident sub un control strict, asta însemnând că o reprezentantă de-a lor a venit și a asistat și dânsa la sterilizările făcute. Bun, haideți să vedem și știrea pentru a ne introduce în una din temele de discuție din această seară. În urma eforturilor considerabile, Asociația Prietenii Animalelor din Sighet a reușit să găsească o sponsorizare de 1500 de euro. Andreea Miclean, președinte asociației, a contactat un ONG din Suedia care are voluntari și în Cluj-Napoca. I-a explicat situația de postului din Sighet, iar răspunsul nu a întârziat să apară. Dinas Arc a donat 1500 de euro, bani necesari pentru sterilizarea a 100 de femele. Proiectul este susținut de Asociația Dinas Arc, care sărbătorește în această perioadă 2 ani de la constituire în Cluj, unde încurajăm adopțiile și, bineînțeles, castrările. Mulțumit Andreei Miclean, astăzi suntem la Sighet, unde vor steriliza 100 de femele din adăpost și de pe stradă. Am încercat să iau legătura cu asociații străine care ne pot ajuta să facem un prim pas, pentru că altfel nu s-ar fi putut întâmpla campania aceasta. Pentru acțiunea de sterilizare din acest sfârșit de săptămână au fost culese femele de pe străzile din Sighet. Acestea au fost crotaliate și lăsate din nou pe stradă, asta deoarece capacitatea adăpostului nu permite găzduirea altor câini. Pentru continuarea proiectelor este însă nevoie de fonduri mult mai consistente și fiecare cetățean poate da o mână de ajutor. Am reușit să facem un ONG pentru a încerca să protejăm câinii din Sighet și să încercăm să le găsim case pentru a nu mai fi pe stradă și astfel și cu ajutorul vostru trebuie să facem să oamenii să înțeleagă că putem face ceva pentru câinii noștri, doar că trebuie să ne ajute și să ne susțină toată lumea. Și cine poate să ne ajute să doneze bani pentru noi sau avem formulare cu 2% din salar, pot să doneze pentru adăpost și pentru următoarele sterilizări pentru câini. Câinii vor fi sterilizați, vaccinați, deparazitați, sunt crotaliați și după toate aceste formalități vor putea fi puși spre adopție. În momentul de față, în adăpostul pentru câinii comunitari din Sighet sunt peste 100 de maidanezi. Câinii care sunt în adăpostul ăsta nu sunt fericiți deloc și nici nu sunt agresivi, din potrivă, sunt foarte blânzi și au nevoie de atenție și sunt foarte buni căței pentru pază, pentru familii. Avem diferite mărimi, diferite talii, deci cine dorește să adopte poate să vină și să ia legătura cu noi. Why Sighetul Marmației? Oh, it's thanks to Andreea, actually, yeah, because she grew up here and know this shelter very well and all the... În funcție de fondurile existente, voluntarii din cadrul Asociației Prietenii Animalelor Sighet vor continua acțiunile de sterilizare a câinilor fără stăpân de pe străzile din oraș. Iată, aceasta este știrea pe care noi am difuzat-o. De fapt, inițiativa voastră, aș spune că a fost una lăudabilă, și aș întreba autoritatea locală ce părere are despre
această acțiune. Într-adevăr, este o acțiune lăudabilă. Sperăm să nu fie unică. Am înțeles că este prima cu fonduri din străinătate, însă așteptăm ajutorul dumneavoastră și în continuare. Primăria Sighet și în special Consiliul Local și primarul Ovidiu Nemes are în vedere această situație critică, spunem noi. Numeroși oameni ne semnalează și sunt nemulțumiți de faptul că în Sighet sunt foarte mulți câini agresivi pe stradă. De aceea salutăm această inițiativă și credem că în continuare poate să existe o colaborare între această asociație și primărie și instituțiile statului care sunt abilitate să ia măsuri în acest domeniu. Bun, ce măsuri se vor lua pe viitor în condițiile în care știm că sunt foarte mulți cetățeni care cer capturarea acestor câini fără stăpân? Avem și poziția primăriei, dacă tot ați amintit despre ea, purtătorul de cuvânt al primăriei Sighet, Mirela Buftea, ne-a dat o scurtă declarație pe această temă. Câți câini comunitari au fost capturați în ultimul timp? Conform informațiilor furnizate de medicul veterinar de la depostul de câini în Sighetul Marmației, domnul dr. Ștețca Nicolae, în perioada noiembrie 2012 martie 2013 au fost capturați un număr de 75 de câini comunitari în municipiul nostru, care au ajuns, bineînțeles, la adăpostul de câini. Dintre aceștia, 9 au fost returnați proprietarilor, care i-au pierdut din diferite motive și s-au prezentat la adăpostul de câini pentru a vedea dacă nu, cumva îi regăsesc în adăpost. Bun, aceasta este poziția primăriei. De ce ați zâmbit? Că v-am văzut în timpul sincronului zâmbind, domnule Iosif. Am zâmbit ironic, deoarece majoritatea acelor câini nu au ajuns la adăpost și probabil că nu vor ajunge veci. Avem cazuri chiar când chiar a fost exterminat câine dovedit cu stăpân, deci era cipat. Câinele din întâmplare a ajuns la vecinul proprietarului și a fost eutanasiat de susamintitul domnul Ștețca, deci cu bună știință, un câine care e înregistrat, așa, și am zâmbit pentru că deosebita lui activitate se dovedește foarte clar și atunci când noi am fost nevoiți să prindem cu mâinile noastre câinii pe care i-am dus pe urmă la sterilizat, deoarece nu am avut cu cine să colaborăm. Deci domnul Vancea, domnul doctor, cel care în fine a realizat sterilizările la adăpost, deși sunt două persoane care sunt angajate sau au contract de colaborare pentru a executa diferite servicii legate de câinii din adăpost, totuși a trebuit să lucrăm cu un medic extern pentru că nu era persoană capabilă să realizeze sterilizările. Dacă era, în loc de 100, de 90 de femele plus 12 masculi, cât au fost sterilizați de domnul Vancea și încă 4 femele sterilizate de domnul Rusu, noi puteam să facem 200 de cățele de femele, care era totuși o diferență foarte mare. Dar faptul că nu este medic la adăpost capabil să lucreze, să facă o sterilizare, înseamnă că noi tehnic nu avem niciun fel de suport din partea primăriei. Lucru foarte regretabil, pentru că dacă doar puțin ne-ar ajuta, problema asta ar fi rezolvată deja de mult. Eu sper totuși că în acest an vor face ceva. De exemplu, ar fi o idee ca, indiferent câți medici sunt angajați, dar măcar unul să fie capabil să facă o sterilizare. Bun, deci dumneavoastră susțineți că la ora actuală cei care sunt angajați la acel adăpost nu sunt în stare să facă sterilizări? Sterilizări în niciun caz. Mă corectez. O sterilizare domnul doctor Simion a reușit să facă. E greșeala mea. Da, una a reușit să facă. Am fost prezent când i s-a spus, mai precis a fost întrebat, ai totul ce este necesar să faci sterilizări? Da. Ai om care să te ajute? Da. Poți să faci? Da. Te rog de mâine să începi. A făcut o singură sterilizare. Bun, asta este poziția noastră. Probabil că dacă îl vom întreba pe dânsul, va avea o altă poziție.
Dar v-aș întreba ce anume aduce această sterilizare bun pentru locuitorii municipiului Sighetul Marmației, care, dacă o să-i vedeți, în mare parte reclamă faptul că acești câini sunt în continuare în cartiere, foarte mulți îi îngrijesc, deși probabil că ceilalți nu-și doresc acest lucru. Acei oameni care sunt împotriva prezenței câinilor pe stradă au perfectă dreptate și sunt perfect de acord cu ei. Noi niciodată nu am spus că noi ne dorim ca să fie 100, 1000, 200, o groază de câini pe stradă. Niciodată nu am spus asta. Chiar din contră. Din moment ce... Acum o voi cita pe colega mea, pe Ijaki Pamela. Ea a spus în felul următor. Noi când sterilizăm un câine, câți câini prevenim să se nască? Și dacă facem un calcul, la două fătări într-un an, din care se rămână în total un 6 pui, deci deja se vede că numărul câinilor pe care noi tehnic, cu o mișcare, să zic așa, i-am eutanasiat, i-am împiedicat să se nască, este foarte mare. Cu sterilizarea unei singure femele. Plus, acea cățea, fiind în teritoriu, după ce îi se elimină instinctul de reproducere, cea mai mare prioritate a ei va fi de a mânca. Și din acel moment se va, pentru ceilalți câini va prezenta o mult mai mare concurență și astfel, să zic așa, va lipsi alți câini, alte animale de hrană. Ceea ce este chiar un lucru foarte important. Bun, asta poate să ducă și la agresivitate la un moment dat. Domnule Podașcu, prietenii animalelor deci spun că nu se duc pentru că acest câini să fie în stradă, dar totuși ei sunt în continuare. Ideea ce s-a spus mai înainte nu este deloc adevărat. O secundă doar să termin această idee, pentru că este important. La agresivitate nu se va ajunge pentru că interesul lui față de hrană se va manifesta atunci când va fi prezentă o concurență. Un om, dacă prezintă concurență pentru hrana unui câine, deci o bucată de pâine care e pe jos, e deja foarte rău pentru Sighet. Dar oamenii mai vin cu cumpărături și mai este câte un copil care mai are un covrig în mână și poate să sară la acel copil. Sunt de acord cu dumneavoastră. Gândiți-vă și la aspectele acestea. Aș vrea doar să văd niște fotografii cu câine sterilizat care sare la om. Chiar astăzi... Avea cercele în ureche? Da, avea cercel în ureche, a sărit pe un bătrân. Am discutat cu persoana care m-a sunat imediat, haideți să vedeți în ce stare e omul după ce am reușit să-l ia și zic, de ce n-ai făcut o poză? Păi ar trebui să aleg între a sta și a filma cum acel om este agresat de câine sau a merge să-l ajut. Și a preferat să-l ajute și de aceea n-am avut poze. Dar m-a sunat, hai să vezi în ce hal arată omul după ce câinele a plecat, pericolul a trecut. Dacă ne spuneți în ce zonă a fost incidentul respectiv și dacă ne dați o descriere a respectivului câine, încercăm să-l căutăm. Cu cea mai mare nicicum nu suntem de acord ca un câine care prezintă pericol pentru societate să fie pe stradă. Dar nici aia nu are nicio noimă să practicăm un lucru care s-a dovedit ineficient de-a cursul timpului, pentru că exterminări s-au făcut și se fac și în acest moment. Și niciodată nu s-a reușit a dovedi că funcționează. Preocuparea noastră este de a feri lumea de agresiune. Vreau să vă spun dumneavoastră următorul lucru. Respect preocuparea dumneavoastră pentru acești câini maidanezi. O statistică, un raport al Institutului Matei Balș arată că în anul 2011 peste 15.000 de persoane au fost mușcate de câini pe străzi. Vreau să vă mai spun un element. Nu poate să existe o țară civilizată și România câteodată are pretenția să spună că ne găsim într-o comunitate civilizată să vedem câini pe străzi. Eu vreau să vă spun un singur lucru. În Marea Britanie este în vigoare o lege care se numește Dog Act. În 1906 a fost elaborată această lege, care prevede nici mai mult, nici mai puțin, și vreau să vă reproduc fidel, distrugerea câinelui care după 7 zile nu este revendicat de nimeni. În majoritatea țărilor Uniunii Europene și din afara ei, eutanasierea este un element foarte frecvent folosit. Ce se întâmplă în România?
După discoteca pe care a făcut-o doamna Brigitte Bardot, am impresia că și Parlamentul României i-au tremurat puțin pantalonii, pentru că, sau curții constituționale, care a decis de curând că legea privind eutanasierea câinilor comunitari este neconstituțională. Până unde a ajuns o curte constituțională. Suntem printre puținele țări din Europa unde câinii au devenit o comoară națională, câinii maidanezi. Vreau să vă spun un singur lucru, că ipocrizia așa zișilor iubitori de câini ating cote de neimaginat. Eu aș da o recomandare, aș face o recomandare. Cui îi plac câinii, este foarte frumos să ia acasă, să îi îngrijească și să plătească creșterea lor. Dumneavoastră vă dați seama ce efort financiar face primăria municipiului Sighet, dar mă refer la primăriile din toate județele, din întreaga țară. Eu am un câine și vreau să vă spun că eu lunar plătesc cam 3-4 milioane de lei pentru hrănire și întreținerea acestui. Haideți să facem un calcul. Câți câini sunt în Sighetul Marmației și să presupunem că toți ar fi culeși de pe stradă și duși la adăpost. Ce cheltuieli enorme ar face primăria în condițiile în care bugetul este cel care este. Nu putem supra-doza bugetul care există. În loc să ne ocupăm de un colegiu cum este Dragoș Vodă, unde avem niște copii olimpici, oameni deosebiți, în loc să tragem gazul metan la acest colegiu național, în loc să îi trimitem pe copiii aceștia în diferite excursii să se bucure de munca lor, se fac niște eforturi deosebite pentru a strânge, a colecta bani pentru câine maidanezi. Vreau să se rețin un singur lucru. Nu există stat european și dacă cineva o să-mi confirme că depășim granițele României, mergând în Ungaria, vom găsi ceea ce se întâmplă în țara asta și respectiv în municipiul Sighetul Marmației, uitați, eu pot să garantez cu tot ce este necesar. Dar știți ce se întâmplă în România? Tembelismul acesta la care a ajuns populația României. Și să nu se supere, dragi noștri. Mă rog, o parte a populației. O parte a populației, generalizarea, nu am făcut și nu voi face generalizarea. Faptul că acești oameni se calcă pe picioare pentru o sticlă de ulei, pentru un kilogram de făină, îi aduce ca să facă din câinele maidanez, eu știu, o capodoperă a naturii. Pun întrebarea acestor iubitori de animale, iubitorilor de câini maidanezi. Dom'le, de ce nu se zbat pentru a nu mai fi sacrificate găinile? A nu mai fi sacrificat porcii? Haideți să nu aruncăm discuția într-o zonă care... Dar de ce nu se bat pentru așa ceva? Spuneți și mie, de când câinii aceștia au așa mari drepturi? Comparativ cu mari segmente ale populației. Oameni mușcați, oameni distruși fizic, oameni omorâți, cunoaștem câteva cazuri care s-au prezentat și nu sunt niște cazuri chiar așa izolate. Ele sunt Sighet, foarte mulți. Eu nu vorbesc neapărat de Sighet, vorbesc pentru că Sighetul este un mic, un modest segment din angrenajul acesta uriaș care reprezintă problematica câinilor maternează la nivel național. Nu? Poate că această creare a unor adăposturi a reprezentat o alternativă. Dar și aici ONG-urile sunt inactive. Asociațiile acestea care iubitoare ai câinilor maidanezi nu fac proiecte europene pentru a primi finanțarea gratuită de la fondul european. De ce nu fac planuri? Este foarte frumos să vorbim și să găsim un segment de oameni nevoiași, chipul iubitor de câine care aruncă câinea pe fereastră sau resturile pe fereastră ca să scape de mizerie în casă și să vezi haitele de câini acolo. Sunt momente când nu poți să mergi noaptea pe anumite locuri pentru că se adună 3, 4, 10 câini. Nici adopțiile nu reprezintă o soluție pentru că sunt, nu știu dacă adopții se mai fac, dar sunt 2, 3, 10 persoane care mai aduc câte un câine de la aceste spații de protecție. După ce nu mai dă hrană, sunt aruncați înapoi pe străzi. Dumneavoastră chiar credeți că o modă care a fost lansată în România și care este în beneficiu unora, dumneavoastră vă dați seama cât costă hrănirea, întreținerea, sterilizarea acestor animale, să pornim de la ceea ce am început. Câți oameni de valoare, câți copii, câte instituții au nevoie de ultimul leu
pentru a supraviețui și România, după ce noi am rezolvat toate marile probleme acestei societăți, acestei țări, sigur că marea problemă este a câinilor maidanezi. Să știți că, în general, toată lumea are repulsii față de acest lucru. Oamenii sunt scandalizați. Într-o asociație sunteți 2, 3, 10, 15 oameni, într-adevăr, cu respectul cuvenit, iubitori a acestor animale. Dar nu credeți că ați creat o alergie națională vis-a-vis de ceea ce se întâmplă cu aceste animale? Pot să răspund eu? Vă ascult. Deci, în primul rând, aș vrea să-l felicit pe domnul Podașcu foarte bine. Deci, acest discurs a fost foarte bine editat. Se vede că domnul și-a sacrificat un timp foarte bun și eu sper totuși că se vor mai găsi fonduri pentru a crea reprezentanți ca dânsul de bază ai societății civile, pentru că eu zic că a meritat efortul. Asta în primul rând am vrut să spun. În al doilea rând, se contrazice el însuși în cuvintele sale, pentru că în primul rând a spus că reprezintă foarte multe cheltuieli faptul că ținem câinele adăpost, lucru cu care de altfel nu suntem de acord. Dar în minte să fie ținuți câini în adăpost, pentru că stocarea lor nu aduce niciun beneficiu pentru nimeni. În alte cuvinte spune că societățile, ONG-urile, a trebuit să-și dea silința să facă rost de bani europeni ca să facem mai multe adăposturi. Ah, da, asta are deja logică. Deci primăria sacrifică bani pentru Nu, ține câinii și noi am trebuit să facem faceți proiecte. Stați puțin, domnul. La Nu cer primăria, nu are bani. Să termin. Vă mulțumesc. Da, bine. Așa. Deci revenind. Adică noi, deoarece suntem proști, să cerem fonduri, să facem adăposturile, ca să ținem câinii acolo. Nu, nu suntem proști. Ideea este că noi vrem să prevenim înmulțirea lor, pentru că înmulțirea este factorul care aduce la prezența câinilor pe stradă. Bun, faptul că ei sunt sterilizați și, în opinia noastră, ar trebui și reteritorializați, aduce un beneficiu în continuare comunității? Deci, una la mână, ce țin să precizez, doar cu acei, cu reteritorializarea acelor câini sunt de acord, care nu reprezintă pericol pentru societate de niciun fel. Asta una la mână. Doi la mână. Nu aduce beneficiu, dar nici daune nu aduce. Mai precis, aduce un beneficiu care se vede pe termen lung. Și anume, este un lucru foarte bine știut că în natură, dacă este un teritoriu unde se găsește hrană, acel teritoriu va fi ocupat de un animal. Este de preferat să fie ocupat de un animal care nu se poate înmulți, decât să fie ocupat de un animal care se poate înmulți. Bun, da, e preferat, dacă întrebăm sighetenii, să nu existe acel animal în acea zonă, pentru că în cartiere, în zonele centrale, nu au ce căuta câinii comunitari la un moment dat, într-o țară civilizată și într-un oraș civilizat, nu? După cum a evidențiat colegul nostru, domnul Podașcu, chiar legislativul a precizat că nu mai este legal eutanasierea câinilor. Atunci ce soluție propuneți dumneavoastră? Da, se propune într-adevăr o formă de, adică eutanasierea câinilor, care, deci legislativul dă o anumită portiță de interpretare prin care câine care manifestă anumite boli și așa mai departe, care nu mai sunt corespunzători, să fie eutanasiat. Deci asta face. Dar avem un telefon, înțeles, de la colegii mei din regie. Bună seara, am să vă rog să vă prezentați în primul rând. Dacă ne auziți, bună seara. Alo. Da, bună seara, vă ascultăm. Păi nu pot să intru în direct. Ba da, sunteți în direct, am să vă rog să vă și prezentați. Bună ziua, mă numesc Micleana Andreea și sunt, cum să zic, finanțatoarea acestei campanii de sterilizare. Vreau să-i spun domnului Podașcu, care la un moment dat a început să schimbe subiectul discutând despre copii și alte probleme ale, să zicem așa, ale României în general. Cred că subiectul emisiunii este strict al câinilor comunitari
Și singura soluție reală este cea legislativă, impunerea tuturor cetățenilor care dețin câini fără drept de muntă, adică fără acel act numit pedigree, să nu își poată monta femela. De ce? Pentru că vă dau un exemplu. Un domn are în curte, să zicem, o cățea care seamănă a fi a ciobănesc german, pentru că este rasa, să zicem așa, mai comună. Spune că nu sterilizează cățeaua, nu vrea să cheltuie bani pe această operație, deși această operație se face odată în viața câinelui, nu vrea să cheltuie bani pentru sterilizare și își lasă cățeaua să fete cel puțin o dată. Bun, ce face cu acei căței? Pentru că nu-i poate nici vinde pentru bani, să zicem așa, nu poate ține, pentru că nu este un câine de rasă, nu are drept de montă, deci nu are dreptul să vândă acei căței. Și atunci ce face? Îi lasă la colțurile blocului. Bun. Sau la tomberoane. Asta știm și noi, că se întâmplă foarte des. Care ar fi exact poziția dumneavoastră? Pentru ce pledați? Că asta n-am înțeles. Deci pentru ce pledez? Pledez pentru sterilizare ca fiind unica soluție care va rezolva problema României și nu în următoarele luni, ci în următorii ani de zile. Plus o legislație care să restricționeze această comunitate a cățelelor fără drept de montă. Bun. Asta nu rezolvă prezența câinilor în cartiere, în spațiul comunitar, o problemă care este stringentă și de care ne lovim în fiecare zi. Foarte mulți cetățeni sesizează și pe noi ca și media privitor la acest aspect, sesizează și instituțiile publice care, bineînțeles, le așteaptă să acționeze. Sigur că da. Am acționat în consecință, după cum vedeți, după resursele proprii și cunoștințele pe care le avem fiecare dintre noi voluntari, care noi singuri, atâta cât ați zis dumneavoastră, 10-15, practic două mâini de oameni, au reușit să facă această campanie de sterilizare de 100 de câini. Spuneți-mi dumneavoastră, în 4 ani de zile de când s-a deschis adăpostul, câți câini au fost sterilizați, dacă știți? Câți? Să zicem, maxim 4 câini? Bun, asta e, să spun, cifra pe care avansați dumneavoastră. Probabil că instituția publică respectivă, sau domnul Ștețca, că tot le-ați pomenit, ne va spune, pentru că dânsul a păstorit în ultimii 4 ani acest adăpost, dar cred că lucrurile astea se pot lămuri foarte simplu, dacă vom avea și poziția celor de la adăpost. Da, păi bineînțeles, bineînțeles, dar eu vorbesc din punctul meu de vedere și din punctul acestei reușite, pentru că eu... Este reușită și am spus lucrul acesta, este o inițiativă lăudabilă, e bine că acești 1000 și ceva de euro au mers în acel sens. Sunt curios, sigur, și comunitatea locală, dacă va găsi acești 1000 sau mai mulți mii de euro pentru acest lucru și îi va investi în sterilizarea câinilor din adăpost sau celor care sunt capturați la ora actuală. Vă mulțumesc pentru intervenție. Să nu închidă. Vă ascult. Aș fi vrut să întreb, am înțeles că este președinte Asociației Prietenii Animalelor. Vorbea despre o inițiativă, despre o nemulțumire în ceea ce privește legislativul, care, după părerea doamnei, ar avea o lacună în ceea ce privește persoanele fizice care dețin în curțile lor femele, care se înmulțesc și iar acei căței ajung pe stradă. Ar putea fi o propunere de, s-a avut în vedere în Consiliul Local, o propunere de o hotărâre de Consiliul Local prin care, din ce am înțeles de la doamna, că ar dori să fie trași la răspundere, respectiv amendați cei care dețin femele și nu le-au sterilizat sau nu dovedesc că au condiții să-și păstreze și să-și facă curtea un adăpost pentru câini. Ar fi o soluție și aceasta, însă vreau să întreb dacă ați avea posibilitatea dumneavoastră ca și ONG să faceți un inventar a
al persoanelor care dețin femele. Să veniți în sprijinul primăriei cu propuneri clare și certe de ajutor, pentru că primăria, eu nu cred că pentru primăria acum este o prioritate să angajeze personal pentru a inventaria acele persoane, pentru că nu poți să aplici o sancțiune atâta timp când nu știi cine, care este persoana care deține acel câine și nu are posibilitate să crească câinii după ce femeia a fată. Poate să întâlnim situații în care o persoană fizică are o cățea, însă spune eu o țin în lanț și niciodată nu o să ajungă să rămână gestantă sau să nască pui. Trebuie discutate și aceste aspecte. Cum poți să verifici lucrurile astea? Cum poți să preîntâmpini situații în care proprietarul de cățea care are câini mici să-i lase în comunitate. Deci aici cerem sprijinul dumneavoastră al asociației și încă o dată spun că ne bucurăm că ați avut, că aveți această acțiune. Este în folosul tuturor cetățenilor. E foarte bine. Dar așteptăm la fiecare sugestie a dumneavoastră și o mână, un sprijin. Bun, facem o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem cu subiectul. Cu toții ne dorim un oraș curat, dar pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să fim cetățeni responsabili. În municipiul Sighetu Marmației există zone în care se depozitează necontrolat gunoaiele. Haideți să punem capăt murdăririi orașului nostru. Societatea comercială Herodot Group garantează cetățenilor care încheie contracte de salubrizare colectarea gunoiului menajer zilnic la blocuri și săptămânal la case. Societatea comercială Herodot Group garantează colectarea gunoiului menajer de la cetățenii care au contracte de salubrizare. Acestea se pot încheia la camera 11 din cadrul primăriei Sighet. Telefon 0262 310 252. Haideți să fim cetățeni responsabili și să punem capăt murdăririi municipiului Sighetu Marmației. Campania inițiată de Herodot Group și sprijinită de TV Sighet și Sighet FM. Farmacia Unica, farmacia non-stop din Sighetu Marmației. Fie zi, fie noapte, la Farmacia Unica ai acces la medicație ieftină și consiliere profesionistă, iar pe baza cardurilor de fidelitate beneficiezi de reduceri inclusiv la rețetele compensate. Vino și cere cardul, fii membru fidel al Farmaciei Unica, non-stop la dispoziția dumneavoastră, pe Bulevardul Independenței, în blocul 1 vis-a-vis de poarta spitalului. Farmacia Unica, o farmacie aproape de tine, non-stop. Descoperă lumea. Observă viața sălbatică. Fii un detectiv modern. Zboară printre stele. Și privește imagini spectaculoase. La UPC ai pachetul Fiber Race cu cele mai multe canale documentare și HD, internet de mare viteză și minute naționale de telefonie. Descoperă! Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Despre problema câinilor comunitari din municipiul nostru vorbim în cadrul emisiunii Sighetul de azi. Domnule Iosif, foarte mulți cetățeni ne-au scris între timp și pe adresa emisiunii și spun că interesul dumneavoastră este să sterilizați acești câini din adăpost pentru a le da după aceea drumul. Așa, adevărat? Deci aici eu văd câștigul. Deci pe bune, dacă îmi găsiți pe cineva care se ocupă de contabilitate, care îmi demonstrează că eu câștig prin faptul că vine o asociație, îmi investesc timpul liber ca să capturez câinii cu mâna mea, îi duc la adăpost, îi sterilizez, îi livrez înapoi și eu din asta câștig, eu angajez contabila respectivă și o țin ani de zile să-mi țină contabilitatea, pentru că atunci eu aș vrea să fiu multimilionar atunci din asta. Deci credeți-mă, ce am câștigat din asta a fost că mi-am pierdut timpul făcând un act în interesul societății. Altceva n-am făcut. Revenind la ce a spus reprezentanta primăriei, a spus un lucru
foarte lăudabil, un lucru care a fost deja propus de 11 ori de către noi, către reprezentanții primăriei, nu s-a ajuns niciodată să fie propus în Consiliu spre votare. A spus încă un lucru, să depunem efort și să facem un recensământ al câinilor cu stăpâni. Acest act este obligația DSV-ului, după cum îi spune numele, Direcția Sanitar-Veterinară. Deci veterinar a trebuit să se ocupe de animale. Și asta este una dintre obligațiile lor, să știe un număr al animalelor ce se află într-o gospodărie. Dar nu se face acest lucru. De ce? Pentru că în acest moment ei nu sunt întrebați de nimeni dacă ei fac acest lucru. Deci noi suntem dispuși oricând să ajutăm. Dacă se angajează primăria că în final aduce la adăpost un medic care știe să și lucre, să facă sterilizări, noi vom depune eforturi și mai mari să mai aducem și alte sume, dar vreau să atrag atenția că, de exemplu, acum, când am primit acei 1500 de euro, s-a făcut o mare greșeală, și anume că nu a fost un medic apt de lucru care să ne ajute și să facem în loc de 100-200 de sterilizări. Se putea face. Trebuia bun, doar un mic efort. Bun, puteați face mai multe sterilizări, că asta n-am înțeles. Da, deci în momentul în care noi a trebuit să plătim pe cineva, deci un medic extern, pe domnul doctor Vancea, ca să vină să facă sterilizările, în cazul în care atât domnul doctor Ștețca, cât și domnul doctor Simion este angajat sau are contract de muncă cu primăria. Dar ați spus că domnul Simion a făcut o sterilizare, deci știe să facă. Păi da, atunci de ce nu face? Deci asta este întrebarea. Și 50% din costul reprezintă plata medicului care efectuează... Este vorba de o operație de oră la femeie. În ceea ce privește contribuția primăriei în a angaja un medic, cum spuneți dumneavoastră, capabil să facă, eu spun că eforturile primăriei sunt îndreptate în special pentru a aduce la Sighet un medic anestezist în spital, pe care noi nu-l avem, să aducem un medic... De ce râdeți? Pentru că ăsta este adevărul. Ne confruntăm cu atâtea probleme în Sighetul Marmației. Un medic care nu lucră, este angajat un medic care face capturări și eutanasiază câini în momentul în care cadrul legal nu există. Este poziția dumneavoastră, noi n-am primit nicio sesizare din partea nimănui că câinii au fost eutanasiați fără să existe justificare în acest Când ați fost sesizați legat de eutanasiări ilegale practicate la adăpost, rezultatul a fost că aproape că noi am fost dați în judecată. Bun, mai avem încă un telefon, îmi spune regia. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Am să vă rog să vă recomandați și să ne spuneți de unde ne sunați. Dacă ne auziți, bună seara. Da, bună seara. Cum vă numiți? Sunt din Vaduize. Lucrăm în stația Sighet, stația CPE Sighet. Cum vă numiți? Păi, Jitaru Adrian. Bun, vă ascultăm. Da, m-am uitat la reprodacul meu să cu câinii vagabonzi. Da, spuneți-ne ce prestăm servicii după natura serviciului care îl avem la calea ferată. În stația CFS Sighet sunt în jur la 4 hăiți de câini vagabonzi fără stăpân, care mai nou se dau și la călători și la muncitori care lucrează la calea ferată. Am sunat la domnii de la primărie, a trimis oameni acolo, dar nu poate să-i prindă. Bun, mulțumim pentru sesizare. Vreau să vă spun și să retransmit stimaților cetățeni din municipiu. Nu v-ați săturat de haitele astea de câini, de urletele acestor câini de dimineață și până noaptea?
Bun, asta este clar, domnule Podașcu. Dar până unde putem ajunge? Să spun chiar de respectare. Vreau să vă mai spun un singur lucru. Mă deranjează. Poate să bage un urlet în fundat. Deci mă deranjează faptul că acești câini au devenit monument ale naturii, domnule, este strigător la cer cu ce ne confruntăm noi și cu... Oare ce interese sunt în spatele acestor mecanisme, a ONG-urilor care se ocupă? Cine se ocupă? Pentru ce? Dar eu cred că sunt și niște afaceri destul de murdari în spatele acestei dragoste nemărginite față de niște ființe, într-adevăr, care... Ce să facem? Nu pot să fie lăsate liber ca să domine ființa umană în cele din urmă. Pentru că așa se întâmplă. Că trebuie să o colești pe altă parte. Trebuie să o colești pe altă parte ca să nu te confrunți cu 3-4 jigode care nu știi comportamentul până la proba contrarie. Material, vă rog. Ce ar trebui să se întâmple cu ei? Să fie sterilizați și trimiși înapoi în stradă sau ținuți într-un adăpost? Părerea mea că ar trebui ținuți într-un adăpost. Nu se bată joc de ei, dar... Credeți că ar fi agresivi chiar dacă ar fi sterilizați, primiși înapoi? Nu e o privilegie frumoasă să-i vezi pe stradă, peste tot, în haită. Deci cam asta ar fi soluția. Frumoasă. Părerea mea acum. Păi, ca să fie sterilizați, trebuie duș la adăpost, normal. Da, dar ce să se întâmple după aceea? Să fie primiși înapoi în stradă sau să rămână undeva? Dacă sunt fonduri și poate pot să rămână, să rămână acolo. În cazul că nu sunt, poate să-i lase după sterilizare. Ca să nu se mulțească, pentru că vedeți ce se întâmplă în oraș, numai mizerie e cât afară. Credeți că sunt periculoși și ar fi mai bine ținuți într-un adăpost unde să li se ofere toate condițiile și să nu se mai mulțească? Păi bine ar fi, dacă sunt fonduri, bine ar fi să-i țină în adăpost, mai ales cei care sunt acolo să-i selecteze, cei care sunt agresivi să nu le mai dea drumul și dacă la ceilalți să le dea drumul, dacă nu au fonduri ca să-i întrețină pe toți. Eu aș considera că ar fi mai bine ca să-i țină acolo, pentru că e un pericol pentru comunitatea noastră din Sighet și chiar soțul meu a fost mușcat de două ori de câini. Și ar fi mult mai bine ca să fie ținuți acolo. Să fie sterilizați și trimiși înapoi pe străzi sau nu. Să fie ținuți într-un adăpost? Nu, ținuți într-un adăpost, dar acolo trebuie cheltuială și mai multe... Trebuie oameni să ocupe de ei. Dar totuși asta ar fi soluția pentru ca să nu mai atace oamenii pe stradă. Păi sigur că da, pentru copii și pentru bătrâni și pentru toți atacând stradă. Trebuie să se găsească o soluție, ori sterilizați. Se pune problema între aceste două variante. Care credeți dumneavoastră că ar fi mai bine? După mine ținuți într-un adăpost. Pentru că sunt periculoși și pot apărea probleme, mai ales pentru copii. Da, iată, aceasta a fost poziția câtorva dintre cetățenii cu care colega mea Ionița Ilie s-a întâlnit pe drum. Soluția ar fi să fie ținuți în adăpost cei care sunt în special agresivi, am văzut, spunea un domn acolo și acolo te-am văzut aprobând lucrul acesta, dar în același timp foarte mulți nu ar mai vrea să se vadă pe stradă. Cum împăcăm situația asta, Iosif? Eu îi înțeleg pe deplin pe oameni, dar trebuie să înțeleagă următorul lucru. Câinele nu de lapte nu produce nimic din care s-ar putea scoate profit, deci oricum ne gândim, ținerea lui la un adăpost implică costuri, implică efort uman, implică sacrificii. Care este sensul de a-i ține la adăpost? Nu prezintă niciun folos, atunci de ce să-i ținem? Câți câini considerați că s-ar putea stoca la un moment dat? 500, 600? Ok, îi strângem pe toți. De mai multe ori a fost recunoscut chiar de către primărie că se întâmplă un import de câini din alte direcții, din alte orașe. Bun, dacă noi îi strângem pe toți și pe urmă sunt aduși din alte locații, va fi mai bine? Sau câinii care vin de la ciobani, de la oi, după ce au făcut tot ce era necesar și intră în oraș. Deci considerați că este un lucru mai bine ca în locul unui câine care este deja obișnuit cu oameni și care nu prezintă pericol, să fie câini care nu sunt obișnuiți cu oameni, care în viața lor poate au văzut un singur om. Aici trebuie ajutorul ONG-ului să lăsăm în stradă doar câinii care nu prezintă pericol. Cine stabilește dacă un câine prezintă un pericol și când un câine nu mai este agresiv? Aici cerem ajutorul dumneavoastră. Aici considerăm că primăria nu
poate să aloce sume de bani pentru aceste operațiuni, aceste studii, aceste intervenții. Și atunci, oamenii normal că spun să-i țineți acolo, că atâta timp cât nu sunt pe stradă și sunt în adăpost, cu siguranță pentru cetățean nu reprezintă niciun pericol. În momentul în care câinele este afară, s-ar putea omul, eu știu foarte multă lume și chiar eu pot să spun, eu după ce am fost mușcată de un câine al cuiva în curtea unui om, de atunci am o frică și o reținere față de câini. Și atunci nu trebuie de multe ori să fie câinele agresiv ca să mă tem de el și cu siguranță mulți au pățit. Avem și multe imagini, domnule Cernatoni, dacă regia ne va ajuta. Sunt cartiere întregi unde oamenii țin pe covoraș, pe păturică, într-un cartier unde poate nu vrei să-i vezi. Cum împăcăm lucrul ăsta? Așa. Deci, cum am spus prima dată, cum am spus mai devreme, de la asociația care ne-a ajutat financiar, de la Dinas Arc, a venit o doamnă, Marik Andersen, dânsa ne-a explicat anumite lucruri legate despre comportamentul canin, dânsa fiind dresoare, poate că înțelege acest lucru mai bine. Și anume, la câine, prioritățile sunt următoarele. În special în anumite perioade, de a se împerechea, a doua prioritate este de a mânca și a treia este de a apăra teritoriul. Din moment ce eliminăm prima prioritate, a doua va fi cea mai importantă, deci cea de a mânca. În acel moment, când câinele este sterilizat, chiar nu mai are relevanță dacă cineva are grijă de acel câine. Pentru că nu voi mai va scade radical. Dar vizual, riscul, estetic, îl vedem în continuare în același loc, este la fel hrănit de către iubitorii animalelor din cartiere, da? Vedem la fel culcușurile acelea mizerabile la un moment dat. Și nu ne place lucrul ăsta. Deci la un moment dat, când a fost o dezbatere despre sterilizări versus eutanasieri, o dezbatere organizată de către TV Siget, acolo s-a propus și ideea de a se amenaja niște spații unde eventual să pot fi ținut acest câini. Dar iar întâlnim acel lucru că toate bine și frumoase, de multe ori primăria este de acord cu noi, dar când este vorba că cerem chiar foarte puțin, deja nu mai sunt resurse. Deci să vă dau un exemplu concret. Când a venit, deci Andreea Miclean, când a adus-o pe doamna Andersen ca să vadă acțiunea desfășurată de la noi, de altfel de care a fost foarte mulțumită și a spus că în viața ei încă nu a văzut o asemenea spirit de sacrificiu pe care a văzut la noi și asemenea organizare, deși a umblat la foarte multe adăposturi. Și dânsa a spus că este execrabil nivelul lipsei de sprijin din partea primăriei față de noi. Pentru că deși sunt oameni implicați care ar vrea să rezolve problema asta, tehnic, sprijinul este zero. Bun, dar cum rezolvă tehnic problema aceasta? Pentru că, vedeți, de partea cealaltă, societatea civilă spune ONG-urile la un moment dat poate au interese, poate că acea fundație primește foarte multe donații pe care sigur le folosește public, dar la un moment dat sunt și niște oameni care în acele ONG-uri, nu vorbesc neapărat de al dumneavoastră, poate vorbim de în general, și la București sunt zeci de ONG-uri, unde se primesc niște finanțări și lumea spune, întotdeauna veniți cu lucrurile acestea ca să mai primiți finanțări externe, ca să existe aceste donații. Sigur, activitatea corect. Poate fi la un moment dat pusă și sub semnul acesta al discuției. Deci una la mână, ce aș vrea să subliniez? Dar asta nu înseamnă că acei câini trebuie să rămână în continuare acolo în stradă, să-i vedem, iată, în imagine pe care noi le prezentăm. Deci un lucru ce vreau să subliniez este o latură foarte interesantă a personalității domnului Podașcu, și anume că... Hai să nu vorbim acum despre persoanele care, sigur, în cazul de față sunt aici. Se poate apăra. Exact. Deci ultima dată când ne-am întâlnit cu dânsul, foarte personal, pentru că nimeni nu spune nimic despre noastră în sens personal. A făcut declarații în favoarea noastră la dezbaterea legată de sterilizare versus eutanasiere. Deci atunci era pentru... V-ați angajat de câini? A fost o dezbatere. A fost, țin minte dezbaterea. Între timp, s-a făcut o schimbare
Haideți să rămânem și lucrul acesta. Dezbaterea a fost pe următorul subiect. Sterilizare sau eutanasiere. N-a fost pe subiectul să-i lăsăm în stradă sau să îi ducem la adăpost. Deci, întrebarea atunci a fost, îi sterilizăm sau eutanasiem? Concluzia mare a respectivei audieri publice a fost că lumea sigur nu-și dorește să omoare câinii. Sigur. Da? Sterilizarea este soluția care a și fost învățată și de pe tânia voastră. Dar în același timp, nimeni n-a spus că îi vrem în cartiere, îi vrem acolo să-i vedem, ci dimpotrivă, vrem să nu-i mai vedem. Deci asta mă bucur foarte mult că acum, prima dată, a afirmat cineva la televiziune că da, este drept, la dezbaterea respectivă, majoritatea a decis că este mai benefică sterilizarea acestor câini. Ok, dar bun, asta am vrut nu, să subliniez. Concluzia nu a fost că ar trebui readuși în cartiere acum, și repoziționați în locațiile deci, respective. În ce condiții credeți că s-a efectuat acest lucru dacă în adăpost noi a trebuit să sterilizăm, deci din banii pe care am primit, noi am sterilizat aproape toate cățelele pentru că nu erau sterilizate. Deci noi puteam în locul acelor cățele să aducem câini de pe străzi și să-i sterilizăm, dar n-am avut cum, pentru că erau câini care erau fertili și se reproduceau. Deci știți ce nasol este când vine cineva în vizită, îi explici lucruri despre câini, îi arăți care este oferta și între timp în spatele tău doi câini chiar sunt cuplați. E cam nasol. Și în condiția în care sunt doi medici angajați sau cu contract de colaborare în acest moment. Deci mie acest lucru mi se pare deplorabil. Sub orice critică. Că bun, nu știu ce să dar mai zic. Scopul, repet, nu este acela de a-l steriliza și de a-l duce înapoi în stradă. Asta vreau să mă lămuresc în ceea ce vă privește. Am înțeles. Deci dar dacă dumneavoastră sunteți pentru această sterilizare cu scopul de a-i duce înapoi în locuri și de a le da drumul în stradă sau de a-i steriliza pentru a nu se mulți în adăpost. Asta n-am înțeles. Deci eu sunt pentru sterilizarea și replasarea lor în stradă. Dar vreau să vă spun încă un lucru. Sunteți conștient de faptul că în acest moment tehnic este totală prohibiție legată de adopții. Deci ni se reproșează că nu se fac adopții. Dar atunci când vrem să, deci când spunem că ok, ar fi ăla, atunci trebuie să-l așteptăm pe domnul Simion până se prezintă după 3-4 zile să vaccineze câinele. Adopția nu este o soluție, lucru ce domnul s-ar putea face. Nu este o soluție. Nu este o soluție mult mai rentabilă financiar. Câinii sunt eliberați imediat. Vreau să vă spun un singur lucru, dacă îmi permiteți. Acum 2 ani de zile, pentru că s-a pus întrebarea de ce câinii trebuie să fie îndepărtați de pe stradă și asta trebuie să fie obligatoriu, pentru că este asentimentul întregii populații a municipiului. În Republica Sri Lanka, în 2010, 3 milioane de câini au fost eutanasiați maidanezi. Și știți care a fost declarația președintelui? Tot la niște agitații a ONG-urilor. Poluează microhabitatul și sunt purtători de virus. Pentru că noi nu vom putea elimina, pot să fie sterilizați. Acești câini, dacă nu sunt strânși, închiși, acești câini vor crea un disconfort total pentru întreaga lume. Dar ce suntem noi aici? Divinizăm câinele maidanezi cum divinizează indianul, vaca și mizeria, excrementele, totul vă întâlnim pe stradă? Chiar națiunea română, aflată în buricul Europei, a ajuns în halul acesta numai pentru mofturile unora și rezolvarea unor probleme? Să terminăm cu plânsetele acestea la infinit. Trebuie să existe fermitate din partea primăriei municipiului. Câinii sterilizați, strânși și închiși. Să nu folosim termenul de eutanasiere, dar să nu mai apară pe străzi. Asta va fi menirea primăriei, dar cu contribuția masivă financiară acestor ONG-uri care au transformat aceste ființe, de altfel simpatice, în anumite situații, dacă ești și proprietar, în divinități românești. Este pentru prima oară de la începutul secolului 21 când România a transformat câinele maidanez, uneori purtător de microbi, care disfigurează în anumite situații tineri, bătrâni și așa mai departe, am adus să facem un cult. Primăria, dacă vrea, poate să construiască o statuie simbolizând câinele maidanez în Sighetul Marmației, cu sprijinul
acestor celebre ONG-uri. Să revenim un pic la situația adopțiilor. De multe ori la adăpostul de câini s-au prezentat persoane care au solicitat anumiți câini. Fie că au spus că au fost al lor și din diferite motive au ajuns acolo, fie că doresc să-i adopte. Și în momentul în care au ajuns în stradă, i-au lăsat liberi. Și aici avem o problemă și ar trebui găsit o modalitate prin care cel care ia un câine de la adăpost să se angajeze printr-un contract ferm să-l întrețină. Și aici spun că tot cu sprijinul dumneavoastră se poate întocmi și acel contract și se poate discuta, pentru că marea majoritate dumneavoastră sunteți cei care găsiți oamenii. Cu sprijinul dumneavoastră doriți să scoateți câinii din adăpost și de aceea găsiți persoane care doresc să adopte. De aceea spun că tot prin intermediul dumneavoastră să găsim o formă prin care acele persoane să se angajeze, să păstreze acel câine, să nu lase pe stradă. În cel mai rău caz, în măsura în care acesta în viața lui intervine ceva și nu mai poate să îl crească, să aibă grijă de el și să-l hrănească, să-l aducă tot așa cum a venit după el personal la adăpost, nu să-l lasă în stradă. Da, telespectatorii în schimb ne-au spus și ei, există foarte multe persoane care vin, scot animale din adăpost, spunând că sunt ale lor, după care dau drumul. Așa, și atunci soluția ar fi să stocăm câinii și din banii contribuabililor, deci întâmplător, și din banii mei, să îi ținem acolo. Vi se pare logic totuși asta? Da, e logic să lăsăm în stradă? Se vede nu da, mi se pare logica din banul contribuabilului, mi se pare logica ONG-ul să vină câinele și să aducă bani. Mi se pare mai convenabil ca altcineva să hrănească câinele, dacă este posibil. De ce nu? Dar sunt utopii, domnule, utopii. Vreau să vă întreb asta. Dar chiar cât costă întreținerea unui câine? Mare în care erau câini care erau îngrijiți de către oameni. Deci acei câini probabil că primești și mâncare, altfel da, dar acei câini nu înseamnă că nu sunt agresivi. Deci da, aici sunt. Nu înseamnă că acei câini nu scalcă excrementele în parcul unde se joacă copiii, nu înseamnă că acei câini nu își fac necesitățile în scări de blocuri și așa mai departe. În foarte multe scări de blocuri, câinii stau exact în ușa de la intrare și nu știi ce să faci, să sar peste el, să-l ocolești. V-am spus, foarte multă lume are o fobie față de acești câini, pentru că la un moment dat, chiar dacă n-au fost mușcați, dar măcar au fost speriați de către câini și au o frică în ei. Eu spun că 99% din cetățenii Sighetului și-ar dori să nu-i mai vadă. Aici trebuie să lucrăm. Cu sprijinul dumneavoastră, cu sterilizare, cu muncă, poate nu numai dumneavoastră, poate și o altă asociație. Acum, dumneavoastră sunteți aici și pe dumneavoastră pică toată, adică dumneavoastră puteți să folosiți solicitările noastre. Ideea ar fi că în acel moment în care se spune că între primărie și între asociație este o colaborare, când cer un ajutor minim, deci eu atâta problemă am avut că ne-a trebuit o locație unde doamna Andersen să poate să stea două nopți și am solicitat asta domnului viceprimar și din păcate nu s-a găsit posibilitatea. Acum a primărit. Doamna Andersen putea să stea chiar acolo să locuiască o noapte lângă câine comunitare? Acum și din păcate timpul a expirat. Regia îmi spune că trebuie să ieșim, este ora exactă, urmează știrile. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Cu siguranță vom mai avea această temă deseori dezbătută. Sper ca cel puțin în mare să ne fi lămurit. Am pornit de la o inițiativă lăudabilă, cea a doamnei Andersen, și eu sper ca puterea exemplului să fie cea care să aducă noi realizări și noi proiecte pe această temă. Asta ar fi cel mai bine. Pe de altă parte, și autoritatea locală încă mai are foarte mult de lucru pe tema câinilor comunitari, dar să sperăm că până la urmă, cel puțin estetic, vom avea bun succes și nu-i vom mai vedea într-un număr atât de mare. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Aceasta a fost ediția de astăzi de emisiunea Sighetul de azi. Urmează știrile cu Iana Popovici. O seară frumoasă în continuare. La revedere!
Ceram Gres Install, un nou magazin cu articole de finisaj interior și exterior. Comercializăm la cele mai bune prețuri o gamă largă de produse. Gresie, faianță, adeziv, rigid, parchet melaminat, instalații sanitare, cabine de duș, căzi hidromasaj, mobilier de baie, vopsele lavabile și multe alte produse necesare pentru finisajul casei tale. Situat în curtea fostei panificații lângă pompieri, Ceram Gres Install vă așteaptă să descoperiți o serie de promoții la toată gama de produse. Vindem cu plata în rate și asigurăm transportul la domiciliu. Ceram Gres Install, totul pentru casa ta. Depozitul de materiale construcții Dumiart comercializează materiale de construcții și finisaje pentru interiorul sau exteriorul casei tale. Aici găsești cărămidă BCA sau poroterm, plase sudate, ciment, var, glet, adeziv pentru gresie sau faianță la prețuri fără concurență și ai asigurat transportul la domiciliu. Depozitul se află pe Valea Izei, comuna Bogdan Vodă, numărul 402. Renunță la drumurile lungi în căutarea celui mai bun preț. Acum ai Dumiart. Telefon 0751 517 788. Nou la Orizont, în cadrul depozitului de materiale de construcții s-a extins magazinul din incintă pe o suprafață de 400 de metri pătrați, cu o gamă largă de produse specifice construcțiilor la prețuri speciale pentru tine și un spațiu cu destinația exclusivă a obiectelor sanitare și a mobilierului de baie. Orizont oferă structuri, izolații hidro și termozidărie, învelitori, ferestre de mansardă, sisteme de canalizare și o largă gamă de finisaje interioare, exterioare și decorative, pardoseli civile și industriale și multe alte soluții. Într-un cuvânt, totul pentru construcția ta. Vizitează-ne să te convingi. Orizont, soluția ta în construcții. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.